Salut, sunt Daniel și în acest video vreau să vă prezint un model de polizor unghiular de la Wolfson. Acesta este codul WF062. Ca de fiecare dată, înainte de a vedea acest produs, acest polizor unghiular, câteva caracteristici, cum funcționează și, bineînțeles, câteva imagini cu demonstrații în sarcină, haideți să vedem care sunt celelalte componente pe care le veți găsi în pachetul de livrare în momentul în care veți decide să comandați acest model de polizor unghiular. Avem o cutie de livrare din carton, o cutie simplă, înăuntru găsim, bineînțeles, accesoriile de care aparatul are nevoie pentru a funcționa, ca de pildă flanșa și cu piulița de strângere a discului, care sunt deja montate pe polizorul unghiular, cheia pentru strângerea sau desfacerea accesoriilor pe care aveți nevoie să le montați pe acest aparat, un mâner lateral care se poate monta fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă și în acest fel puteți să lucrați cu el din orice poziție aveți nevoie și, bineînțeles, apărătoarea de disc care o să vă protejeze împotriva șpanului degajat atunci când vom lucra cu acest aparat. Sigur că găsim și manualul tehnic al produsului, un manual tehnic care conține informațiile tehnice despre acest model și câteva recomandări despre cum să folosiți în manieră corectă acest polizor unghiular, cum să-l întrețineți, bineînțeles că sunt informații utile pentru cei care nu au mai folosit până acum un polizor unghiular electric. Acest model este unul destul de puternic, chiar dacă vi se pare foarte mic așa, are diametrul discului de 125 de mm, adică putem monta discuri cu diametrul maxim de 125 de mm pe acest model, dar este unul care are un motor foarte, foarte puternic de 900 de W. Avem un ax M14 aici, deci putem monta majoritatea accesoriilor pentru polizoare unghiulare. Butonul pentru blocarea axului este poziționat aici, este unul destul de comod de acționat. În acest fel putem să blocăm axul și, bineînțeles, să schimbăm accesoriile de care avem nevoie la lucru. În partea stângă avem și comutatorul pentru a-l pune în funcțiune, bineînțeles, on-off, un comutator care funcționează destul de bine și care este desenat să fie ușor de acționat practic cu degetul mare. În partea din spate avem și un variator pentru turații. Este un model destul de performant acest polizor unghiular. Ne oferă posibilitatea să lucrăm cu mai multe tipuri de accesorii, cum ar fi, de exemplu, perii, atunci când avem nevoie să curățăm câteva suprafețe. Sunt accesorii care au nevoie de mai puține turații, așadar acest polizor ne oferă posibilitatea să comutăm între diferite trepte de turații. Avem de la treapta 1 până la treapta 6 și se poate duce, bineînțeles, de la 0 rotații pe minut până la 11.000 de rotații pe minut, ceea ce pentru un model de 125 de mm este destul de mult. Este robust, confortabil, după cum cred că se poate observa și în imagini, foarte ușor de cuprins, fie că avem nevoie să lucrăm și cu o singură mână la nevoie, deși, bineînțeles, că recomandarea noastră este să-l folosiți întotdeauna cu ambele mâini, dar, bineînțeles, că sunt situații în care avem nevoie să-l folosim cu o singură mână și atunci este foarte, foarte ergonomic și prietenos, așa cumva cu anatomia mâinii. Ne oferă o prindere și, bineînțeles, o siguranță foarte, foarte bună atunci când lucrăm cu el. Vedeți că este foarte bine ventilat, are grile de aerisire atât pe stânga cât și pe dreapta. Motorul se ventilează foarte, foarte bine și aici în față la fel niște grile foarte mari, foarte generoase, ca motorul să fie răcit în permanență cu aer și, bineînțeles, performanțele lui să dureze cât mai mult. O altă funcție pe care nu vreau să o omit este protecția la repornire și este o funcție importantă pentru astfel de unelte. Dacă, de exemplu, lucrăm, avem acest polizor comutat pe on, se întrerupe curentul, mai bine poate peste 5-10 minute, ne-am îndepărtat. În momentul în care curentul revine, acest aparat nu o să pornească și este o măsură de siguranță a muncii, până la urmă, foarte, foarte importantă, pentru că nu riscăm să ne accidentăm atunci când ne aflăm în preajma lui și l-am uitat pe poziția on.